După cum ați văzut, avem invitați, povești, provocări. Nu ne lăsăm așa ușor că e vineri și trebuie să începem weekendul în forță. Să începem cu veselie, să ne țin așa până luni când revenim. Cu aceeași veselie, draga mea, la fine. Da. Ce faci tu? Mă mănâncă și eu bătaie. Hai să te bat eu ca să nu te bat. Nu mai vreau. Mi-ai tras o căciulă de mi s-a torțit capul cu tău. Tu ai văzut câtă lume ne-a scris? Da. Au fost încântați de emisiunea de ieri și cine nu a fost încântat, dragilor, nu n-o mai las personal, este o emisiune super reușită și este numărul 1. Vă garantează supra. Păi nu, dar așa e, sunt realitate, adică noi suntem modești, da. Mai dar până când, da? Pe bune. Atâta modestie. Chiar ia. Așa, să fim luați în balon. În balon, păi în căruță. E meritul nostru al celor care au gândit acest proiect. Și îi felicităm și noi, le mulțumim că ne pun și pe noi în valoare, le mulțumim și telespectatorilor. Lumea de acasă se uită, zic, ce mai face nebunie astăzi? Pe bune, mai uităm. Pe bune, da. Ce ne face da. Diminețile. Noi suntem și frumoși și nebunati și serioși când trebuie, pentru că mai suntem și serioși, chiar dacă nu părem. Suntem, și cu seriozitate eu vreau să le mulțumesc din toată inima, să-i mulțumesc celor care îmi știu pe Facebook, oamenilor care îmi cumpără albumele și mulțumesc casei de producție și doamnei Alice Vârjan pentru tot ce a făcut pentru mine de-a lungul carierei și să îi promit că mai facem un album frumos, să poate că până la sfârșit de an sau la anul, pentru oamenii care iubesc muzica mea și nu numai mea, așa colegilor mei, să nu uităm să dăm și share acolo și să intrați pe pagina mea Valentin Sanfira Oficial cu un like și vedeți că eu o să postez mereu de la muzicaetno.net. Dați click acolo, așteptați că sunt reclame. Așa e acum moda cu reclamele. Apăsați și după aia vine cântecelul. Și vă mulțumesc pentru share-urile pe care le dați în fiecare zi cu sutele la melodiile mele. Asta înseamnă că mă iubiți și trebuie să asculte și prietenii dumneavoastră. Draga mea Lavinia, că tot vorbeam de proiecte frumoase, văd o minune acolo lângă tine. Așa este, Valentin, și mă bucur nespus că a venit în premieră la Matinal și Popular, deși ea este o prietenă veche a postului de televiziune Etno TV, o copilă extraordinar de talentată, o copilă cu un suflet bun, de care eu sunt mândră și chiar mă bucur că o avem în platoul nostru astăzi. Este vorba de Petruța Manuela Săcară. Bună dimineața, scumpa noastră! Bună dimineața și bine v-am regăsit din nou! Ne bucurăm din suflet că ai venit la noi la Matinal. Eu te știu, o fată talentată și chiar mă gândeam, zic, măi, poate ne mai trece pragul emisiunii Petruța și uite, astăzi de vineri, început de weekend, am adus o surpriză frumoasă celor de acasă și bineînțeles și tu ești o surpriză pentru noi, foarte plăcută. Ne bucurăm din suflet, mâine ce costum că... frumos are la foarte vine. Frumos, întotdeauna foarte este frumos. Impecabilă, dar spune-ne cine te aranjează, cine are grijă de costumele tale? Păi, tati are grijă de costumele tati. Mele. Bravo, tati, bravo, să știi că trebuie să fii într-adevăr mândră că ai un asemenea tătic și mereu ai o ținută impecabilă. E de apreciat că, iată, Valentin, și un bărbat poate să facă acest eu lucru. De ce îmi doresc o fată? Vezi? Îmi doresc, dacă ar cânta să-mi facă... nevastă, viitoarea mea nevastă, o fetiță și să cânte. Ai fi cel mai împlinit tătic. Cred că o săptămână aș abia. Așa zic toți și rămân doar o zi, că intră direct în responsabilitate. Da, da. Foarte frumos. Petruța, știu că mâine este ziua ta de naștere. Împlinești o frumoasă vârstă, vrei să ne spui câți ani și faci? Voi împlini 10 ani. Vai de mine! Bravo! Mulți înainte, sănătoși! Păi, eu zic să-i cântăm la mulți ani, Valentin! Hai că vin și eu acolo lângă mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Petruța să trăiască, Petruța să trăiască, la mulți ani! Tăticul tău ți-a făcut o surpriză direct, a adus un tort. Sper că îl mănânci cu noi. Un tort dulce, da, cu ciocolată, cu pulpi de mare, ciocolată. Foarte. Să fii cu mințică, să-l asculti pe tati și să vii la noi la Edno, că noi te primim cu brațele deschise. Facem în felul următor. Ne cânti un cântecel și apoi vii cu noi la canapea. Da, și da, vorbi. Da. Poate ne vezi un joculeț, că eu am o minte de copil și chiar mi-e dor să mă mai joc, da? Mare drag. Ne cântă Petruța la mulți ani. Petruța Manuela Secară.
Bunica Manuela Săcară, uite, te invit aici la canapea, alături de noi. Aici au loc artiștii noștri și pentru că mâine este ziua ta de naștere, ne bucurăm de prezența ta la emisiune. Dar ia spune-ne acum, dacă tu te-ai cântat o melodie frumoasă tatălui, pe cât este ziua lui de naștere? Pe 1. Pe 1 ianuarie? Nu, pe 1 de ziua copilului. De 1 iunie. Deci ziua copilului e ziua tatălui. Vă petreceți amândoi. Și copilul și... Și mâine Petruța face 10 ani. Și în ce clasă ești, Petruța? Sunt în clasa a 3-a. Și de la ce vârstă ai început să cochetezi cu muzica? De la vârsta de 8 ani. De 8 anișori. Înseamnă că nu ai foarte mulți ani, nu erai foarte mică, dar ți-a plăcut ție muzica populară sau ți-a insuflat cineva? Mi-a plăcut, cântam pe acasă foarte mult muzică, toate felurile de genul și mi-a plăcut să cânt. Și atunci te-ai gândit să mergi să te pregătești, bănuiesc, cu un profesor, nu? Da, cu doamna Claudia Martinică. Foarte frumos, să salutăm. Îl avem în imagini și pe tatăl tău, îl salutăm și îi mulțumim că te-a adus așa frumușică cum ești tu. Și imprimările cu cine le-ați făcut? Foarte frumos. Cu domnul maestru Marinică Botea. Marinică Botea, îl salutăm. Foarte frumos. Și tu cânti foarte frumos, mă, la 10 ani, mă. Să vezi, mă simt bătrân. Mă simt, vine generația tânără, băi, la vine, mă dau la o parte. Gata, vrei să ne fredonezi un refren dintr-o piesă de-a ta acum? Fără orchestră, fără nimic. Da. Capela. Da. Am o piesă, Ardu Focul Dragostea, și eu nu o să o interpretez pe aceasta, o să vă cânt o baladă. Ia să ascultăm, ne cântă o strofă Petruța acum. Foi verde de arțaroș, foi verde de arțaroș, Oliveri Gheorghelaș, la trup mândru și gingaș, frumos ca un nesturaș, la inimă un vrăjmaș. Bravo! Ai o voce extraordinară de frumos. Eu la 10 ani nici nu cântam. Eu anul trecut... Aveai, dacă acum faci 10 anișori, cred că aveai 8 ani și jumătate când ai venit prima dată la Etno, nu? 8 ani și puțin. Și chiar de atunci... Tu-ți dai seama, la 8 ani a apărut la televizor... Dai seama că deja la 18 e... Asta pentru că ai și susținerea tatălui tău și e un lucru important. Își face 10 ani de carieră, da. Fata. Și să-ți dea Dumnezeu un drum frumos dacă îți place. Și bineînțeles, ești talentată, ai aptitudini. Valentin se poate exprima mult mai mult decât mine, eu nu cânt. Dar ai te încurajezi și... Nu ești... nu-s clampauge, auzi? Pe mine m-a fascinat, n-am auzit atunci. Zic, uite ce mică și ce talentată este. Și cu ținuta așa din zona Bucovinei, nu? Foarte frumos. Din zona Moldovei. Din zona Moldovei, de unde, bravo. De unde ești tu din Moldova exact? Din Iași. Din Iași? Da, uite, acolo am făcut la Revelion. Prezentarea regina asta. Da? Bravo, bravo. La anul mergi și tu la Revelionul artiștilor de la Iași, da? Cu mare drag. Dragilor, da. Trebuie să ne spunem avem, au întârziat la clasă, mă rog, o să-i trec la tablă. Acești doi elevi care trag chiulul. Ia, Valentin. Dar ce-ai făcut, mă, nene, mă? Marius Mexican, băi, vorbește frumos cu domn profesor. Bună dimineața, domn profesor, măi, nene, mă. Marius Mexicanu și Viorel. Ia, vai de mine. Ia treceți aici. Pe uși, bună dimineața și v-am văzut atât de triști. Am povestit. Băi, băiatule. Să știți că ne lipsiți aici. Ia lasă-i, mă, așa, măi, alu, eu ce fac aici? Dai, mie mi-e drag de păi, ne mai respectăm pe gradele. Doamnele au prioritate. Hai, treceți la ascultare aici, în față. Hai. Hai, hai, hai. Trec la haide, și haide, tu? Păi da, tu ce... Hai, hai, lasă acordeonul, treceți la ascultare aici, în față. 2 secunde. Imediat. Amândoi. Unul, cât fac? Treci imediat, nu mai comenta. Lasă acordeonul, că vă dau un test aici. Ia uite la așa, el. Mâinile întinse, nu la jumătate. Veniți, ia nu stai așa, mă, că Petruța, nu te-mpușc. Tu pentru că ești la școală, ia să ne... Ce pedeapsă să le dăm, că voi ești până acolo. Viorel al meu a rămas. Hai, nu mai comenta. Iată, ia să-mi auzeze. Voi nu vă vedeți, dar la băieți ce pedeapsă le dăm. Păi, ei până la colț cu mâinile sus. Ia uzi, aveți o pedeapsă de la Petruța la colț cu mâinile sus. La colț cu picior. Mâine duce într-o picior, hai. Viorel, după ce ești în alta cu cumile, să zici... Măi, deci acum lăsând gluma, chiar sunteți extraordinari, ne bucurăm că ne-ai alături. Și era ceva lipsă la scenă. Păi și noi ne bucurăm că am ajuns într-un final.
Eu ca ei sunt ca fără izmene vara. Că te-a lăsat cu toarba, nu-i nicio problemă. Cu toarba m-a lăsat tractorul. Tractor, da. Lasă-mă că-ți cumpărăm noi altă mașină. Gata. Deci postul etno va face cadou. Nu postul etno, vezi că mă sună șeful și Valentin Sanfira, exclusiv. Eu îți cumpăr o mașină. Bravo! Meu, astăzi plec cu prin donație Borgi, de la Fundația Omenia. Nu, spun San. Cumpără-mă o mașină. Să-ți ia machetă, Nu era. Ce machetă, mă? Dacă îi rămâne mașina mică, Lufi, mi se dau ție, că asta de merge cu ea acasă. Dar i-am dat-o pe aia, Lufi, tu, dacă rămâne aia de, da, de armată. Da, mă, și mai are și poate eu, poate da, da, vorbește și tu, elev. Săracul, ce bun simț are, face simț. Păi el, da, dar uite, ăsta e mai obraznic. Eu mă bucuram. Eu așa am fost de mic. Mă bucuram că am întârziat și dădui să mă apuc un pic de conservă, să o lustrez și numai ce a venit el cu taxiul și na, a rămas. Știi ce mi-a spus Viorelie? Aole, vai de căldui. Că sunt cea mai haladită româncă pe care el a cunoscut-o. A, adevărat. Tatorul Nigagia. Serios? Serios? Da, avem aici pe domnișoara micuță, voi trebuie să fiți un exemplu pentru ea. Bună dimineața, domnișoară, și la mulți ani. Ia să-i întrebăm, ei știu o poezie? Știu și eu poezii. Trebuie să știe, mai ales că mare este și el tătii care doi băieți. Do, re, mi, fa, sol, la sol, fa, mi, re, do, do, mi, sol, do, do, si, la sol, fa, mi, re, do. Și tu, bă, ordinea diezilor, bemolilor, măcar dacă tot... Bun, atunci să o luăm în cromatic. Do, do, re, re, mi, fa, fa, sol, sol, la, si, si, do. Zii tu, Viorele, că tu ești mai roman, Viorela, mai boem. Viorela, repetiți-o să vedem dacă știi mai mult. Cățeluș, cumpă, nu cred. Să-ți copilul ăsta de voi, fură rata din cotez și să jură. O știam pe toate. Bravo! Treceți tot mai bine, te cântăm la mulți ani, dragii noastre, Petruța, pentru că a făcut 10 ani. Lasă că voi nu mâncați tort. Hai! Bine, eu la cântare. Îmi place de Petruța că n-are pedepse foarte mari pentru ei, dar vezi că știa. Deci la colț cu mine... Dar tu ești un copil așa de bun și cu mințel, așa te văd eu. L-a spus pe tăticul, el se ocupă de costumele tale, de repertoriu, dar sunt doamna profesoară, nu? Da. Și la păr cine te-a plătit? La păr coafeza. Coafeza, oh măi! Deci Petruța nu vine oricum la noi la matinali și populari. Foarte bine, așa să faci pentru că avem noi pe lumina noastră dimineața. Așa și ea. Păi, da. Bravo, bravo! Mulțumesc! Aranjată ne mai cânti ceva? Cu mare drag. Ce ne mai cânti? Vă voi cânta o horă. O horă? Să jucăm și noi? Dar dacă nu știm, ne pui la colț? Nu, vă pun la colț. Bine. Cântăm la mulți ani și după pauză o să ne cânte o horă frumoasă, da? Cu mare drag! Hai, Viorele! La mulți ani, Petruța! Mulțumesc! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Petruța să trăiască, Petruța să trăiască, la mulți. La mulți ani, Petruța! Mulțumesc! Părinții să o iubească, părinții să o iubească, la mulți ani! Publicitate și revenim cu Petruța, artista noastră în miniatură!